la Jitkovița, despre care au vorbit și interlocutorii noștri, și iată acum să spunem că măreață manifestarea a românității, Festivalul Internațional de Folclor al Românilor din Balcani, Joc Românesc, Jitkovița 2013, s-a bucurat anul acesta de un nou ecou tot mai mare și o participare ieșită din comun cu oaspeții și participanți de pe 5 continente. Ediția 7-a a Festivalului Internațional de Folclor al Românilor din Balcani, Joc Românesc, în cadrul căreia s-au organizat o serie de manifestări adiacente, a avut loc anul acesta în perioada 19-22 iulie 2013 în satul Jitkovița din comuna Golobaț din Serbia de Răsărit. La măreața sărbătoarea românității organizată de Societatea de Limba Română din Voivodina, comunitatea locală Jitkovița și generoși membri ai Asociației Sandu Timoc, adică părinților care doresc ca și copiilor să învețe limba română, limba maternă. Anul acesta s-au întâlnit în cele 4 zile de sărbătoare un număr mare de participanți și oaspeți din țară și de peste hotare. Astfel au sosit oaspeți și participanți din mai multe țări europene, balcanice, riverane, dunărene, sud-est europene, dar și din Africa, Asia, America, Australia. Astfel, pe lângă excelența sa, domnul ambasador Daniel Banu, care a și inaugurat tradiționala manifestare internațională, la festival au participat și în alte oficialități, reprezentanții ai ambasadei din Azerbaijan, ai guvernului Serbiei, respectiv Ministerul Finanțelor și Economiei, Departamentul pentru Turism, prelați și primari, consilieri județeni din diferite municipii din țara mamă, reprezentanții ai autoadministrației locale și ai asociațiilor românești din Serbia. Dar cel mai important este faptul că, pe lângă oaspeți la manifestare, au fost prezenți și participanți din Europa, respectiv Uniunea Europeană, apoi din Africa, respectiv din Etiopia, din America, din Asia, Republica Azerbaijan, Australia, dar și mulți participanți care au sosit din Austria, din Bulgaria, Elveția, Germania, Macedonia, Republica Moldova, România, Serbia. Cu un cuvânt, ambasadorii culturii românilor și a culturii Republicii Serbia au organizat o măreață manifestare de amploare deosebit de reușită. Excelența sa, domnul Daniel Banu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României, a avut onoarea să inaugureze Festivalul Internațional, la această reuniune fiind însoțit și de consilieri ambasadei, precum de domnul Ilan Nițu, consul general al României la Zaiciar, iar participanților și oaspeților a citit și un mesaj adresat de domnul Cristian David, ministru delegat pentru românii de pretutinde. Organizarea celor două festivaluri, Festivalul de Jazz și Muzică Etno și Festivalul Internațional de Folclor al Românilor, îmi acordă plăcuta ocazie de a mulțumi organizatorilor pentru inițiativa de a pregăti aceste manifestări care aduc la oaltă români de pretutindeni, oferindu-le astfel ocazia de a se bucura împreună de tradițiile care le definesc identitatea de sute de ani. De asemenea, doresc să vă mulțumesc pentru atașamentul și devotamentul față de valorile poporului român, în ciuda dificultăților pe care le întâmpinați în afirmarea identității naționale. Acest sentiment este o dovadă a faptului că inițiativa locală, în cazul de față a președintelui de Societății de Limbă Română din Voivodina, domnul Lucian Marina, și a domnului Ivița Glișici, directorul Festivalului Internațional de Folclor din Balcani,
este cea mai importantă pentru întărirea legăturilor dintre țară și comunitățile de români din jurul granițelor. Participanților s-a adresat cu cuvinte alese și anume în limba română și domnul Anar Ayamov, consilierul principal al excelenței sale, domnul Eldar Hasanov, ambasadorul Republicii Azerbaijan în Serbia, care a sosit la manifestare însoțit de atașatul cultural și încă mulți alți agenți diplomatici ai acestei țări. Vreau să vă salutăm voi și mulțumim pentru invitație la acest eveniment. Poporul român și sârb e fratele cu poporul azerbaijan și vreau să dorim mult succes la participanții la această manifestație și vă dorim mult sănătate. Mulțumesc! Evident, acest frate, acest domn, cunoaște bine limba română, este un mare prieten al poporului român și iată că a venit să fie împreună cu noi la această manifestare, în semn de mulțumire, o diplomă de onoare și uitați aici un diferit, este steagul Serbiei. Da. Și unde în cazul ăsta, și data viitoare va fi și steagul României. Este frumos. Noi vă mulțumim. Excelența este frumos. Și domnul ambasador. Tuturor celor prezenți la manifestare s-au adresat și domnul Bata Circovic, vicepreședinte al Adunării Golubac, și alți reprezentanți ai administrației locale din Comunele Serbia de Răsărit, precum și domnul Marcel Dragan, secretarul general al Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, care sprijină în mod tradițional manifestarea românca Miss Serbia. Iar din partea Parlamentului României, un mesaj a fost adresat de domnul senator Viorel Badea, respectiv din partea oaspeților de la Prahova și Pitești, de domnul profesor sanitar dr. Costel Manolache, vicepreședintele Forumului European pentru Istoria și Cultura Românilor. Cu cuvinte alese și cuvinte de salut, mesaje din țara mamă, celor prezenți s-au adresat și domnul Alin Ciprian Iuga, consilierul domnului Horea Ioreanu, președintele Consiliului de Țean Cluj, care a facilitat deplasarea la festival a unei impozante delegații de meșteri și rapsos populari, soliști și dansatori din Cluj, localitatea Frata, precum și ansamblul folcloric Utca din Comuna Vișoara, în frunte cu bravul domn primar Ion Roman. Cu tot au prezentat la festival cele mai frumoase lucruri din lăzile de zestre, la fel ca și maestrii din Golubac și membrii Asociației Femeilor Mecanici Bănățeni din Petru Văsăla, în frunte cu doamna Minerva Ghilezan, care s-a bucurat și de premiul Cea mai frumoasă ie. Participanții au fost salutați și de oaspeți din Franța, Macedonia, Armâni sau Țințari, precum și de Nebășanuși și nepotul marului dramaturg, de picturi, precum e Florian Sireșteanu din Pitești sau Zlatko Pavlović din Alexinaț. Merci pour cette invitation. Je suis très content d'être là. Merci beaucoup. Cu toții s-au bucurat și au venit cu drag la această manifestare și de la Torac, Novi Sad, Petru Vasăla, Belgrad, de la Vârșeța Nou din Banatul Istoric, cum a fost, de exemplu, Dan Liu din Reșița, moderatorul festivalului sau membrii ansamblului Călașul din Grădinari, sosit în frunte cu marele animator, coregraf și dansator, Coduț Anca, care a sosit și cu folcloriști din Cacoa, dar și cu cei din Greoni, unde s-a dus și premiul Miss Festivalului, cu care a fost încununată Delia Epure, în timp ce Miss Serbia a fost desemnată Anita Costici. Păsărică mic în cioc, păsărică mic în cioc, sub țărică la mijloc, treacu pușcă nu e foc, păsărică ai cu noroc.